timpul e o onoare să fac interviuri cu dumneavoastră, domnule George Mihăiță, domnul actorii românești, practic. Depinde când. Dacă vii la teatru de comedie, forever, sunt un domn al actoriei. Forever, pentru că mi se pare că dumneavoastră ați și prins generația aia de actori, domne, nu să mai fac actor de ăștia, dar cumva ați prins și generația asta tânără. Se fac actori, se fac. Am mare încredere în actorii tineri. Mare, mare încredere, îi promovez cât pot. La teatru de comedie sunt foarte mulți actori tineri, foarte buni. E ușor injust să întreb dacă sunt mai buni decât cei cu care ați jucat dumneavoastră. Vrei pe să vremuri? Spun ceva? Mă uit la câte unii de la teatru de comedie, da, și zic, uite mă, e mai bun ca mine în secvența, te cuvânt de onoare. Uh-huh. Dar care credeți că e cumva... Ei n-au posibilitate să fie văzuți. Și dau tot ce pot. Nu au posibilitate. Joacă mai mult, mulți joacă mai mult în teatru decât în televiziune. Da. Am înțeles, ok. Eu am o întrebare ușor incomodă, dacă doriți îmi răspundeți, dacă nu, nu. Domnul George Mihaițe, de obicei, actorii, mai ales cei care fac teatru, au visul ăsta între ghilimele, cumva, dacă e să vină sfârșitul, să vină pe scenă. La dumneavoastră cum e? V-ați portretizat vreodată momentul ăsta? Eu vreau sfârșitul să vină oriunde va fi. Pentru mine, oriunde e o scenă. Ce răspuns frumos! Dar viața dumneavoastră a fost mai mult înclinată către teatru sau mai mult către cinematografie? Adică cum ați simțit-o? Și. Le-am iubit și le iubesc pe amândouă. Și scena și ecranul. De adevărat că sunt două profesii diferite? Adică la una trebuie să fii mai expansiv, discret, ușor mai reținut? Sunt profesii complementare. Ok. Da. Nu. Sigur că trebuie să fii calculat, ca să spun așa. Și în una și în alta. Să-ți dozezi interpretarea. Ok. Eu sunt foarte curios, v-am văzut mai devreme că aveați un pahar de vin roze. E cumva asta... plăcerea vinovată a lui George Mihăiță? Una din. N-aș putea spune. Dar tot timpul doar băutor de vin sau de mai? De vin. Ok, deci asta trebuie să știm despre George Mihăiță, băutorul de vin. Asta e, mă. Sufletul de artist trebuie să fie și el întreținut cumva sau cu ceva. Vă mulțumim foarte mult. Să aveți o seară extraordinară, tot timpul e onoare. Mersi mult!